Vă rog, o cafea. Da? Am ajuns. Bine ați venit! Contestat de mulți și iubit de și mai mulți, profesorul Lucian Boia a devenit o celebritate a spațiului public. A mărturisit că nu îi plac interviurile pentru televiziune, dar că uneori cedează și răspunde unei invitații. Bună dimineața, dragi prieteni! În urmă cu ceva vreme, când era doar un elev de școală gimnazială, a scris Stalin cu S mic. Învățătoarea s-a speriat, însă faptul privit cu ochii noștri cei de acum ar fi marcat cu siguranță începutul unui istoric important. Chiar l-am invitat astăzi la micul dejun pe profesorul Lucian Boia. Domnule profesor, bine ați venit! Bună dimineața! Bună dimineața! Mulțumesc pentru invitație! Nu știam că e atât de important în biografia mea acel episod pe care l-am povestit într-o carte. Nici nu i-am dat întâietate. Există încă unii în preajma dumneavoastră care îmi spun că nu zâmbiți destul. Și atunci am vrut să destind această întâlnire. Am un zâmbet interior care nu se vede cu la prima vedere, dar el există. Cu alte cuvinte, surâsul dumneavoastră e o chestiune de subtilitate. Bună dimineața! Bună dimineața! Să mă servesc? Eu vreau un fresh de portocale, ca de obicei, și o cafea. Și un croissant. Un cafea lungă sau scurtă? Scurtă. Un croissant. Da, eu să vă rog o cafea de preferință lungă și un fresh de portocale și cred că mi-ajunge. Ok. Mulțumesc. Ne cere. Cât v-am disconfortat astăzi? E 9 și câteva minute. Prietenii sunt cu noi la cafeaua lor de acasă. Deja suntem mai mulți care vă privim. Doamne, m-am obișnuit să dau interviuri, m-am obișnuit cu greu. Dar omul se obișnuiește cu multe. Important e că sunteți aici. V-am tulburat programul de dimineață? De obicei scrieți dimineața? Nu, să nu vă închipuiți acum că aș fi un robot, că am ore fixe, că scriu în fiecare zi. Sunt destul de fantezist în ce privește organizarea timpului Puteam meu. Să jur, asta am intuit imediat. Dar gândind că în spatele dumneavoastră e o viață de cărți și, de fapt, imaginea îmi ușurează misiunea pentru că aici lângă noi sunt toate cărțile dumneavoastră, da, sau dar aproape să, toate? Încă o dată, nu scriu de dimineață până seara sau de seara până dimineața. Sunt zile în care scriu, zile în care nu scriu. Rar ori scriu mai mult de 2-3 ore. Merg la bibliotecă, merg în arhive. Nu sunt un sclav al scrisului. Asta fac, cum să spun. Asta mi-e destinul până la urmă. Și scriind, se adună pagini și se adună cărți. Nu e nimic extraordinar în treaba asta. Sunteți în această misiune din 1967, aproape fără pauză. Am terminat cariera de profesor, sunt totuși pensionar de vreo 3 sau 4 ani, nici nu mai știu care. Nu, eu m-am gândit că această carieră de fapt nu se termină niciodată și că e o vocație, de asta am și spus-o. Da, cariera de autor mai curând. Ce contează mai mult pentru mine, sigur, contează că sunt sau că am fost profesor, că am predat studenților, dar întotdeauna, în primul și în primul rând, m-am considerat un om care scrie cărți. Am văzut că nici o clipă nu v-a tentat nici politica, nici... Nu, dar unii se miră și am auzit spunându-se, uite, a ieșit la pensie și scrie mai mult ca înainte. Păi ce de mirare în asta? Eu asta am făcut și înainte, am scris și acum sigur că scriu mai mult, fiindcă am mai mult timp. E o apăsare pe accelerație care mi se pare firească. Nu, am mai mult timp, s-a și adunat mai mult în dosarele mele și în mintea mea și așa s-a întâmplat. Într-adevăr, anul trecut am scos câteva cărți. Încercând să întreb între studenții dumneavoastră cum e profesorul Lucian Boia, deși eu v-am văzut în mai multe alte ipostaze, știți ce mi-au spus? Păi să prinzi un doctorat cu profesorul e ca și cum l-ai pupa pe Dumnezeu pe talpă. Ce spuneți? E, să nu exagerăm acum.
se creează mituri de tot felul. Cu alte cuvinte, rezistați în fața mitului Lucian Boia. Am măcar atâta. Poate am căzut puțin în mitul Reginei Maria. Încerc acum să îndată mă moderez. Îndată vom vorbi despre asta și cu obstinație am lăsat doar această carte masivă pe masă. Da, care nu e cartea mea, de fapt, da, e cartea Reginei Maria. Asta e, de fapt, provocarea la care vă invit. Săptămâna trecută, revăzând cărțile dumneavoastră, o parte dintre ele, că sunt aproape 50 cu reeditări cu tot, chiar am pus pe o rețea de socializare un film scurt făcut în 1934 cu Regina, tocmai ca să pregătesc cumva orizontul de așteptare pentru intrarea acestei englezoaice care purta cu eleganță la bluz rumen. Mi se pare extraordinar, aș fi vrut să mă întorc măcar o clipă în timpul ei ca să văd această secvență cu ea în costum tradițional românesc. A, da, purta deseori costumul românesc. S-a atașat foarte tare de România. A învățat cu greu limba română. Dumneavoastră, cum vă explicați acest atașament? El are mai multe conotații și... Era o sentimentală și chiar o pasională, cum să spun. Iubea, ura. Deci era o personalitate foarte, foarte puternică și mereu foarte angajată în tot ce a făcut. Așa o văd și eu. Jurnalul e destul de pudic. Deși sunt multe pagini, peste 400, ca să aflu patima cu care ea era angajată în tot ce trăia. De fapt, m-am dus spre Ighe Duca, spre Argetoianu, care scrâșnește vorbind, spre... Dar chiar și Argetoianu are câteva pagini admirative la adesea Reginei Maria. Sigur, așa și pagini mai puțin favorabile, dar pentru Argetoianu e foarte rar să scrie de bine. Și de Regina Maria scrie la un moment dat de foarte bine chiar. Mulțumesc. Mulțumim. De fapt, în 38, când s-a stins, ați văzut că Miron Crista, patriarhul, a pus într-o frază tot temperamentul acestei englezoaice, spunând, da, a fost o femeie care a trăit intens. Înzestrată cu un simț politic aparte, Regina Maria a marcat viața politică, socială și culturală a României vreme de mai bine de 50 de ani. Englezoaica devenită româncă a avut un rol decisiv în făurirea României mari la 1918. Născută în familia regală britanică și înrudită cu toți puternicii zilei, Regina Maria a făcut România cunoscută în lume. Era primul copil al ducelui Alfred de Edinburgh, fiul reginei Victoria a Angliei și a Mariei, sora țarului Alexandru al III-lea al Rusiei. La 17 ani, în 1892, se căsătorește cu principele moștenitor al României, Ferdinand. Se implică în viața social-culturală a țării, susținând numeroase acțiuni caritabile și artistice. Mama a 6 copii părea satisfăcută, atât pe plan politic, cât și personal. Regina Maria devine autentică scriitoare, compunând cu talent literar povești, proză, povestiri, romane, evocări, toate pălind însă în fața memoriilor ei celebre, povestea vieții mele. La 50 de ani era încă seducătoare. Avea o pasiune excentrică, aceea de a se lăsa fotografiată, fiind conștientă de frumusețea ei și se considera obligată să păstreze amintirea acestei frumuseți și pentru generațiile ce vor urma. Vă rog să-mi povestiți, fie și în rezumat, această aventură a livrării dumneavoastră, ca istoric și ca om, de ce nu, sub legenda acestei femei fascinante. Bine, eu încerc să mă apăr și sper că reușesc până la urmă. Nu sunt dispus să cad în capcane mitologice. A fost o personalitate, însă, de excepție, asta trebuie recunoscut și trebuie spus. Bun, eu am scris mai întâi câteva pagini despre Regina Maria în cartea pe care am publicat-o în Anglia. Mi s-a solicitat la un moment dat de către un editor britanic. E cartea
intitulată în românește România țară de frontiera exact. Europei. Da. Care are și o versiune românească din 2001. Da, da, deci versiunea englezească, asta e prima, că a apărut în Anglia. Ori scrind pentru un public englez, m-am gândit că e interesant pentru ei să aibă câteva pagini mai detaliate despre Regina Maria și este un capitol, un subcapitol, nu mai știu, de 5-6 pagini referitor la Regina. Apoi m-am întâlnit mai îndeaproape cu Regina când am lucrat la cartea despre Balcic. Fiindcă Regina e spiritul tutelar al Balcicului și atunci am luat jurnalul Reginei Maria, jurnalul pe care a început să-l țină chiar în ziua când a intrat România în război și a dat seama că e o zi crucială și pentru țară și pentru ea. E ceea ce ea numește însemnări zilnice. Acum publicăm primii doi ani, 1916. Urmează și al treilea volum, s-o spune. Da, 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 până la sfârșitul lui 1918, deci perioada participării României la primul război mondial. Acum începe ea să țină jurnalul din august 1916 și îl va ține fără nicio întrerupere, cred că nu, nicio zi nu e lipsă, până cu 2-3 săptămâni înainte de moartea ei în vara anului 1938. O parte s-a publicat la alte edituri, însă l-au publicat începând doar odată cu sfârșitul războiului. Lipsea tocmai partea cea mai semnificativă, și cea care, într-adevăr, a creat sau a înălțat-o foarte sus pe Regina Maria. Și care îi dă în întregime marca personalității. Sigur. Și lipseau și a ajuns jurnalul până pe la anul 1928 sau 29, cred, deci lipsea întreg ultim deceniu. Pe scurt, am lucrat la Arhivele Naționale, am luat toate volumele jurnalului, toate caietele. Sunt 102 caiete. Da, tot de la dumneavoastră știu. E o operă imensă. Da. Și m-a preocupat, sigur, ce se referea la Balcic. Am extras foarte multele pagini privitoare la Balcic și asta e o sursă de documentare pentru cartea pe care am publicat-o acum un an sau un an și puțin, Balcic, micul paradis al României mari. Cum ați cunoscut-o pe Regina Maria? Păi fiecare zi eram pe scara acolo unde era Regina Maria. Era femeie foarte frumoasă, 70 de ani avea. Fiecare vară venea de la 1 mai până la 1 decembrie. Stătea acolo aici 4-5 luni. Și nu știu dacă cum a murit ea. S-au certat doi frați, Carol și cu Nicolae. Când Carol spune la Nicolae că nu trebuie să trăiești cu femeia asta croitoreasă. Nicolae zice, tu de ce trăiești cu lupeasca, cu jidancă? Și Nicolae a dat armă, s-a vrut să-l pușcă pe Carol. Și mama, am pușat pe mama. Eu eram la Constanța. Profesorul Vasiliu, cel mai mare chirurg grec, a făcut operație și după 2 zile a murit. Și a scris un testament că inima să fie înmormântată aici la Palatul Regal, unde e biserica mică acolo. Ați văzut? La Stella Maris. Da. Dar în istorie scrie că ea a murit de ciroză. Eu așa am murit atunci. Adevăratul e asta care spun eu, să știți. Există Memoriile Reginei, intitulate Povestea vieții mele, apărute în engleză în anii 30 și traduse încă de atunci în românește și sunt ediții mai recente. Ea însă s-a îngrijit cu mare atenție de această ediție unde engleză. A trecut o parte din materialul, din informația jurnalului. Da. Însă e mai puțin de jumătate, cum să spun, și sunt multe lucruri pe care nu le mai putea spune. Tot ce spunea despre Ferdinand, tot ce spune despre viitorul Carol al II-lea, tot ce spune în detaliu despre relația cu colonelul Boyle, să spunem și cu mulțime. Colonelul Boyle și cu Barbu Știrbei, da, și, da. Deși totul este aproape că m-am inițiat după aceste 400 de pagini în cititul printre rânduri, pentru că este o rezervă englezească tipică. Niciodată confesiunea nu se desface la nasturi, nu se deșiră, nu se... Bine, și suntem încă în contextul literaturii victoriene, ca să spun așa, nu se zice chiar orice, plus că e jurnalul unei regine, chiar dacă era un jurnal pentru uzul ei personal, regina era cu siguranță conștientă că va fi cândva văzut și de alții, va fi probabil publicat. Dar lucrurile se pot intui, cum să spun, și de altfel se știe, a avut o legătură
cu Barbu Știrbei, o legătură aproape de o viață, și a avut la un moment dat, momentul ăsta scurt, dar foarte intens, a fost o pasiune extraordinară care a crescut în ea pentru colonelul Boi, pentru acest aventurier puternic, curajos, de altfel, în semnările vremii și în memorialistica lui, Igheduca, știți cum zice, e singurul care vreodată a dominat-o pe această femeie, obișnuită să spună ea primul și ultimul cuvânt. Da, m-a mirat. Se așează într-o poziție atât de umilă, într-un fel, de ascultătoare față de colonelul Boyle, la un moment dat, nu ezită să-l numească supraom. Exact. Și scrie în alt loc că este pentru ea o onoare că a putut să-l cunoască. Da. De fapt, a fost o mare onoare pentru colonelul exact. Boyle, că a ajuns sub preajma reginei Maria. Pentru această umilință temporară, sau cum să zic, feminitate, până la urmă, a reginei față de fascinația oricărui aventurier, da. Mie nici nu-mi place acest domn. Sigur că e o părere subiectivă, pentru că după aia am urmărit prin tot felul de surse să văd, era frumos, era chipeș, era eroic, de ce îi plăcea, cum îi plăcea? Nu m-a impresionat. E perioada dramatică din 1917-1918. Regina e și ea dezorientată, se simte părăsită, se simte trădată. Da. Când ea spune, nu mai știu, referindu-se de fapt la România ei și la, implicit la destinul ei personal, îi spune, nu mai știu ce să fac și unde e ancora aceea care ar putea să mă țină și să mai îmi dea curaj, și vine replica lui, pe care sigur o exersase și în fața altor... Nu-l simpatizează. Nu. Am voie să spun asta, e micul dejun, nu? Și cred că alții mă vor ierta, nu e niciun pic de feminism în această părtinire, e de fapt o reverență în fața unei femei foarte puternice. Să știți, domnule profesor, că în urma acestui jurnal, dar și a precedentului, am început să-l văd altfel pe regele Ferdinand. Și poate mă ajutați să explicăm de ce am început să-l văd altfel, grație reginei. Ferdinand are multe calități. Este un om inteligent, chiar foarte inteligent. Dar nu e un om decizional. Lipsit complet de voință. Da. Complet. Dar în rest, încă o dată, este inteligent, e foarte cultivat. Da. Spre deosebire de Regina Maria, care ea însăși recunoaște că nu stă prea bine cu cultura, e o cultură improvizată. Așa e. Spune asta și asta mi-a plăcut, că o recunoaște cu franchețe. Ea recunoaște orice, da. Dar compensează aceste mici elipse cu temperamentul, cu loialitatea, cu și cu forța personalității ei. Câte regine, să spunem direct, câte regine se duceau la gară să ia pe răniți? Dar numai câte regine, câți oameni în general, bărbați sau femei, nu-i vorba doar că era regină și nu rege. Da. Spune ea la un moment dat, aș fi dorit să fiu rege, ce aș fi făcut în situația asta. Nu, ea a fost marea personalitate românească a primului război mondial. A fost cea care până la urmă l-a convins pe Ferdinand să intrăm în război așa cum am intrat. De partea Antantei. Sigur, aici rolul lui Brătianu în fruntea guvernului și rolul reginei Maria. Devenită regină la sfârșitul anului 1914, Maria a avut un important rol diplomatic nu oficial în intrarea României în război alături de Antantă. Deși regele Carol I nu-i permisese implicarea pe scena politică instituțională, totuși regina a participat în mari proporții la viața diplomatică. A luptat pentru interesele României în plan extern, fiind un adevărat ambasador al țării în perioada conferinței de pace de la Paris, militând pentru recunoașterea internațională a României Mari, după primul război mondial. La 4 ani după încoronarea de la Alba Iulia din 1922, a avut un turneu triumfal în Statele Unite ale Americii, în care a făcut cunoscută cultura poporului român. Aici este fața ei de femeie diplomat, nu numai cea pe care a văzut-o președintele de atunci al Americii sau francezul Clemenceau, ci femeia care nu s-a sfit dintr-o dată să-i spună răspicat și aproape jignitor consortului ei, nu-ți vinde onoarea, trebuie să facem, nu-ți vinde țara, nu te lăsa. Fără tenacitatea acestei femei, Ferdinand ar fi semnat totuși pacea de la București, sau nu? Bine, mai întâi nu e sigur că România ar fi intrat în primul război mondial. Guvernul împingea în această direcție, însă trebuia să se câștige acordul lui Ferdinand. Da. Regele
declara războiul, sigur. Nici primul ministru, nici altcineva. Deci regele era, teoretic vorbind, stăpân pe această decizie. Inițial, Ferdinand a fost mai aproape de poziția lui Carol I, da. Fiind și el un principe german. Și nu numai faptul că erau germani, dar erau convinși și Carol I, în primul rând, că interesul României este să meargă alături de puterile centrale și nu alături de ceilalți. Și nu era vorba de Franța și Marea Britanie, era vorba de Rusia. Exact. Deci era teama de Rusia. Ce facem? Sigur, între cele două blocuri militare, dar mai avem de ales în interiorul alianțelor militare, alegerea fundamentală și ultimă este Germania sau Rusia. Și asta explică atitudinea germanofililor, așa zisilor germanofili, da. Carol I, dar și oameni politici, Titu Maiorescu, Petre Pecar și mulți intelectuali, care spuneau, bine, Transilvania, sigur, dar ce facem cu Basarabia? La sfârșit, România, iarăși vorba lui Carp, a avut atât de mult noroc încât nu mai are nevoie de oameni politici, că a căpătat și Transilvania și Bucovina și Basarabia. Da. Însă când s-a intrat în război, se intra în virtutea unei alegeri. Ce facem? Mergem cu unii pentru Transilvania și Bucovina sau mergem cu alții pentru Basarabia? Și punctul de vedere al așa zisilor germanofili, care erau rusofobi mai curând exact, decât germanofili, era că între Basarabia și Transilvania să ne îngrijim mai întâi de Basarabia, că e de rău ce e acolo în Basarabia. Vreau să mai rămânem în siajul reginei, care e dintr-o dată și femeia vulnerabilă care spune: atâtea buze murdare și tuberculoase mi-au sărutat astăzi mâinile când le dădeam dulciuri și trandafiri. Dar nu-i nimic, o să treacă cu puțin alcool sanitar. Merge prin spitale, printre răniți, printre bolnavi și îi lipsește teama, cum să spun. Da, da. E insensibilă la teamă, la frică. Avea un curaj cu totul extraordinar. Și merge prin sate, aduce ajutoare, dar și stă de vorbă cu oamenii. Să mai tragem puțin cortina, e vorba de refugiul ei la Iași, alături de rege și de alți câțiva. Și toate satele alea într-o penurie îngrozitoare. Cele merge spre Hârlău, acolo găsește 3 copii singuri într-o casă, n-au ce mânca. Nu, dar ce e extraordinar, sigur că le aduce hrană, le aduce îmbrăcăminte, să de vorbă cu ei. Dar vezi că îi place contactul ăsta. Așa e. Credeți că era o femeie frumoasă după normele actualității? Da, era o femeie frumoasă, cred, și privită cu ochii noștri. În orice caz, în epoca a fost considerată o femeie frumoasă și era mai ales o femeie atrăgătoară. Ziarele spuneau chiar senzuală când era principesă la 30 de ani. Negru pe alb, francezii și chiar americanii scriau o principesă senzuală. E bine, iarăși ne întoarcem în epoca victoriană. Ea și-a depășit epoca, a vrut să fie un om liber, ceea ce nu e ușor. Să fii regină și să fii om liber. Da. E drama contemporanei ei, e drama lui Sisi, împărăteasa Austriei, care... Și e și drama, și drama mai recentă a principesei Diana. Adevărat. Ea a reușit. Tot o blondă cu ochii albaștri, ca și regina noastră. Da, dar n-au avut forța reginei Maria. Categoric. Omul liber, femeia liberă, spune, scurt, într-un enunț final, de la capătul însemnării, m-am spălat pe cap, nu știm ce înseamnă, o cochetărie sau pur și simplu o rutină. Și apoi, altă dată, spune, azi am călărit pe Ardeal și pe Gruia, n-am mai făcut-o de 3 luni. Este o rușine să-ți lași corpul să devină moale. Bine, are cu caii o relație specială, e englezoaică și asta explică. Se explică. Pe urmă spune, ei, am ieșit din iarnă, tot în refugiul de la Iași, dar am deja 42 de ani și am mai pus ceva carne pe mine. Și atât. Când, dintr-o dată, amatorii de cozerie și de amănunte par că au găsit o pepită în tot acest minereu, regina se retrage și redevine diplomatul puternic, suverana. E un joc de umbre și lumini care ne place foarte mult. Și mi-am închipuit așa, citind, cum ați stat dumneavoastră cu tot acest material copleșitor, ocupându-vă de fiecare pagină, și o veți mai face încă. Repet, urmează al 3-lea volum. Da, mai ales că nu e pe tipicul preocupărilor mele obișnuite. Nu e genul de lucrări care să mă caracterizeze. Și cum ați făcut acest viraj? Ce v-a motivat? M-a motivat importanța pe care consider că are Regina Maria în istoria noastră. E, într-un fel, o paranteză în activitatea mea. Mă întorc la profesorul Lucian Boia, cel al atâtor cărți și mai ales al unei mitologii transcrise
cu literă mică, cu S mic de mână, de la acel Stalin cu care am început. Aveți, cred, 50.000 de prieteni cititori, dar între ei, mulți sunt și cei care vă înjură, mă vor înjura și pe mine, puțin îmi pasă, pentru că aceia sunt probabil cei care ori n-au citit destul, ori n-au înțeles destul. Faptul că nu putem rămâne în ceea ce spuneți dumneavoastră, blocajul mitologic, îmi place asta. Pentru că ieșind de acolo, ieșind într-un imaginar colectiv liber, așa cum încercați să ne duceți pe fiecare dintre noi, după 50 de ani de comunism, parcă se vede un pic soarele după asta. Bine, și cred că important este să gândim istoria și să o gândim cu mintea noastră, să o privim cu ochii noștri și să înțelegem. Asta nu vor să înțeleagă mulți, că nu există o singură istorie, un singur discurs despre istorie. Istoria adevărată e una singură, dar istoria în sensul celălalt de discurs, de reprezentare, de reconstrucție, istoria în sensul ăsta înseamnă nu trecutul pur și simplu, ci relația dintre prezent și trecut, privirea prezentului asupra trecutului. Și privirea prezentului asupra trecutului e fluctuantă, nu poate să fie aceea, categoric, să fie una singură, de la un istoric la altul, de la o generație la alta, de la o cultură la alta. De acord, dar pledați pentru o istorie inteligentă, îmi place sintagma, și mai ales pentru o istorie văzută precum o axă coerentă, ziceți. Cum umpleți elipsele în așa fel încât istoria ideală să ne placă? Pentru că eu, citindu-vă, îmi place. Poate că o explicație stă în faptul că îmi place și mie ce fac. Aveați 12-13 ani și erați undeva mansarda mătușii de la Câmpul Lung Mușcel. Casa din Câmpul Lung, da. Da. Unde din erau cu cărți vechi, cu reviste, cu ziare, cu... Îmi spuneți că era multă presa vremii acolo și stăteați într-o căldură înăbușitoare, confiscat. Da, că era chiar sub acoperiș și vara când stăteam la Câmpul Lung se încingea mansarda. Nici nu simțeați asta. De ce? Pentru că erați în interbelic deja sau pe undeva. Ce fel, din ce an era acea presă care vă ținea captiv? Erau unele chiar de pe la 1900, dinainte de primul război mondial, multe, sigur, din perioada interbelică. Cine le păstrase? Cine din familie? Bunicul? Mătușa mea, adică soara bunicului, Giulia Morandini. O familie de italieni stabilită în România la mijlocul secolului al XIX. Sunt așa nume romantice, cuceritoare în familia dumneavoastră. Aflu din dedicația pe care o faceți mamei pe volumul Napoleon al III-lea cel neiubit, că o chema Fulvia. Fulvia, născută Morandini, deci Fulvia Morandini. Să știți că și Zeca, numele meu, e un nume italian, avea consoană geminată acolo, notarul de la generația tatălui a mâncat-o, era cam amețit de cât fusese îndoit cu vin de bucuria copilului și a pierdut un C. Dar am încredere în această stirpe, de dată la tot felul de rafinamente și contemplații. Mama dumneavoastră în mod special făcea asta. Înțeleg că a ratat un doctorat cu Cartojan. Toate s-au precipitat după 23 august 44 și Cartojan a murit la câteva luni după aceea. Eu mă născusem între timp, eram încă foarte mic și trebuia să ocupe de mine. Intrăm deja în anii comunismului, s-a dus pe apa sâmbetii doctoratul ei. Dar a lucrat în domeniu și la arhivele statului și la Biblioteca Academiei, deci pe texte vechi, pe scriere chirilică. La un moment dat v-a putut înlesni acest permis foarte important pentru dumneavoastră. La fondul special, da. Fondul de cărți interzise. Permis grație căruia ați văzut și ați putut citi lucruri pe care congenerii dumneavoastră, tineri, nici măcar nu le visau. Da, eram student în anul 3, asta e prin 1964, și mă pasiona atunci cel de-al doilea război mondial. Am făcut o teză de licență despre relațiile dintre De Gaulle și anglosaxone în al doilea. Eram fascinat de personalitatea lui De Gaulle prin anii 60. De Gaulle îi plăcea și lui Ceaușescu. Nu știu din ce motive. Probabil că din altele, în orice caz, nu cred că gândeam chiar la fel Ceaușescu și cu mine. În mod sigur, n-am insinuat nici pe departe. Asemenea, și eu am glumit. Dar pe dumneavoastră de ce vă fascina? Pe el pot să înțeleg. De ce? Mai întâi, brusc, am căpătat foarte multă informație despre politica lumii în general, despre Franța, despre De Gaulle, fiindcă a început să vină presa străină, dar mai ales franceză, în 1964, exact, după faimoasa declarație din aprilie. Exact. După... Până la mica Revoluție Culturală din 71, veneau și Le Monde și Deci mi-am amintesc, erau și... la doi pași de universitate, de facultate, pe strada Doamnei, era un magazin, cum îi spunea atunci, de difuzare a presei. Da.
Și mergeam, îmi cumpăram aproape în fiecare zi Le Monde, Le Figaro, săptămânal L'Express, Paris Match, revistele. Din toamna lui 64 a început și a ținut câțiva ani, până când s-a strâns din nou șurubul. Și în felul ăsta am ajuns să cunosc foarte multe, mă interesa limba mea de cultură, ca să spun așa, este în primul rând franceză, așa că am fost interesat de Franța cu deosebire. Dar și iar personalitatea lui De Gaulle era într-adevăr foarte, foarte prezentă și foarte puternică în anii aceia. Iar eu eram foarte tânăr, aveam nevoie de un model. La 14 mai 1968, sosea la București într-o vizită oficială președintele Republicii Franceze, generalul Charles de Gaulle. Prima vizită a unui șef de stat vest-european în România postbelică susținea eforturile de destindere ale lui Nicolae Ceaușescu în numele latinității și al legăturilor culturale ce uneau cele două țări. Atunci s-a hotărât crearea pe baze de reciprocitate de biblioteci la Paris și București, cât și de centre de documentare tehnică și științifică, și s-a semnat o convenție consulară. La București, lumea era entuziasmată de reînnodarea tradiționalelor legături româno-franceze. De Gaulle avea să dispară la scurt timp de pe scena politică și odată cu el ideile aparent liberale ale lui Ceaușescu. Mai devreme am vorbit întreagă despre Ceaușescu. Cum îl vedeți ca personaj dumneavoastră, Lucian Boia, de astăzi? Uitându-vă peste umăr, în urmă cu 25 de ani, la tot ce a fost. O, Doamne, nu m-am gândit prea mult. De asta v-am și întrebat, pentru că tot timpul ați avut o poziție în afara comunismului. Cred că problema lui e că a pornit prea de jos și a ajuns prea sus. Și asta îți sucește mințile. Și asta i-a dat sentimentul că e genial, că are numai idei extraordinare, că poate să facă orice, că poate să joace un rol important nu numai în istoria românilor, ci și în istoria lumii. Deci cred că și-a pierdut capul. Contactul cu solul, cum aș zice, nu? Și cum se întâmplă, de fapt, cu multe mituri contemporane. Titu Maiorescu are un aforism: păzește-te a doua zi după un succes. Pensiile de asigurări sociale de stat urmează să fie sporite în medie cu 16%. Se va asigura creșterea cu precăderea pensiilor mici, care vor fi majorate cu 30%. Astfel, pensia minimă pentru limita de vârstă a celor cu vechimea completă în muncă va fi de 650 lei. Vor fi sporite totodată pensiile IOVR cu 23%, precum și ajutoarele sociale cu aproape 20%. Totodată se vor aduce îmbunătățiri legii pensiilor, procentul de salariu pe baza căruia se stabilește pensia va fi cuprins între 60 și 95%. Ceea ce va asigura o mai bună reflectare în nivelul pensiei a aportului adus de fiecare în perioada de muncă activă la dezvoltarea societății. Una dintre cărțile dumneavoastră pe care eu o iubesc mai mult decât pe celelalte, este aceasta consacrată mitului românesc. Problema e alta. Trăim între pulsiuni mitice, înconjurați în societatea românească de aceste active tresăriri care lucrează, tricotează continuu. Bine, lucrează nu numai la noi. Sigur asta că ține da. Dar parcă la noi au o pervertire în plus, cred. Suntem o nație complexată. Fiindcă am avut o istorie mică. Da. Am fost mereu sub alții. Am depins de alții și am rămas cu genul ăsta de complexe, chiar dacă între timp a mai crescut, a trebuit să ne dăm seama că a mai crescut, nu? S-a făcut România mare, România mai întâi, apoi România mare. Nu mai suntem țărișoarele, nu? Care erau cu câteva secole în urmă. Bun, continuă complexele față de Occident, față de lumea mai bogată. De altfel, dați-mi voie să spun, în titlul și în cartea, în studiul dumneavoastră din 2012, chiar asta spuneți. De ce România altfel? Vă întrebați și ne întrebați, băgându-ne pe toți în această dilemă. Și după aia răspundeți, tocmai pentru că are o povară istorică de dus. E o istorie care începe târziu, gândiți-vă că abia în secolul al XIV-lea apar principatele române. Adevărat, da. Chiar țările
din jurul nostru, aveau, Bulgaria avea o istorie de câteva secole, era o mică, mare putere balcanică, Ungaria era o putere în Europa Centrală, Polonia era o putere și mai mare. Iar țările române nu există până la 1300. E o istorie întârziată, trebuie să acceptăm, să recunoaștem lucrurile astea. Mai ales că n-au ce să ne strice. Alminter, chiar că poți să te întreb dacă și istoria a fost extraordinară, dacă toate au fost extraordinare, de ce astăzi suntem într-o stare de mediocritate din foarte multe puncte de vedere? Ar însemna că e ceva ce nu merge în mintea românilor, în psihologia, în mentalitatea românească. Ori eu nu cred lucrul ăsta. Nu cred că românii nu sunt nici mai deștepți, nici mai proști decât alții, nici mai capabil, nici mai puțin capabil. Mi-a plăcut când am citit asta în urma unei declarații pe care ați făcut-o și citind mi-am pregătit întrebarea aceasta. Ce înseamnă pentru dumneavoastră patriotismul? Pentru că n-aș putea să neg patriotismul unui intelectual ca dumneavoastră care de câteva decenii scrie pentru România. Tot ce scriu eu sunt punctele mele de vedere, sunt lucruri exprimate foarte onest și mi se pare că în felul ăsta fac bine țării, e cuvântul prea mare, dar publicului cititor, să spunem, spunând foarte, foarte corect și fără să ascund nimic ceea ce cred. Nu înseamnă că am întotdeauna dreptate, nu înseamnă că nu există și dreptate altora, dar ăsta e punctul meu de vedere. Domnule profesor, suntem în luna aprilie și foarte curând, la jumătatea lui mai, adică luna viitoare, apare următorul dumneavoastră studiu, intitulat chiar așa, Cum s-a românizat România? Sunt foarte curioasă, vor fi și alții. Deci, până la urmă, România s-a românizat? Cum e asta? Cum s-a putut întâmpla? Da, încă din evul mediu, românii au trăit alături de foarte multe grupuri etnice, de străini, de minorități. Asta e o caracteristică a istoriei române. Și în același timp au apelat foarte mult la modele din afară. Inițial la modelul slav, bizantin. Deci sunt raporturile astea cu ceilalți, care sunt foarte, foarte, foarte strânse. Și lucrurile continuă sau chiar se amplifică în secolul al XIX-lea, perioada de modernizare a societății românești, când foarte mulți, în mica Românie, de după 1859 până la primul război mondial, vin foarte mulți, foarte mulți străini se așează aici. Erau foarte, foarte multe lucruri de făcut. După Elveția, România, la 1900, este țara europeană care adăpostește cei mai mulți străini. Procentual vorbind, raportat la populația pe care o avea. La sfârșitul secolului al XIX-lea, Bucureștiul avea o populație de 65% cetățeni români și deci 35% cetățeni de tot felul, care nu erau cetățeni români. Și să nu uităm că și din cetățenii români nu toți erau români etnici. Adevărat. Societatea urbană românească este foarte, foarte cosmopolită, foarte amestecată. Și lucrurile continuă în perioada interbelică, în România Mare, mai ales în provinciile alipite, Transilvania, Bucovina, Basarabia și în Dobrogea lucrurile stau la fel. Este un mare amestec de populație, sunt regiuni, nu trebuie să ne ferim de cuvânt, sunt de fapt multietnice. Sigur, cu românii majoritari în toate, dar cu o populație, să zicem, minoritară, care este foarte semnificativă și ea și foarte diversificată. Nici o țară europeană nu are un grup de minorități numai atât de numeros, dar mai ales atât de diversificat, de la germanii și maghiarii din Transilvania până la turcii și tătarii din Dobrogea, de la rutenii și evreii și germanii din Bucovina până unde vreți dumneavoastră. Bun, ori bogăția asta etnică, culturală, religioasă a început să se piardă la un moment dat, încă de la sfârșitul perioadei interbelice, nu? Ce s-a întâmplat cu evrei în anii regimului Antonescu. Deci începe procesul ăsta, din fericire nu poate să meargă până la capăt, de purificare etnică. Și apoi, în mod paradoxal, comunismul, care s-a proclamat o doctrină internaționalistă, care din primul moment a spus că a rezolvat problema națională, că toți sunt acum egali și au drepturi depline, dar comunismul i-a pus pe fugă pe oameni. Și minoritarii au avut o posibilitate în plus față de românii etnici să plece, granița, că erau țările care îi primeau sau care i-au și cumpărat, cazul germanilor la un moment dat. Și vedem cum pleacă în masă, mai întâi evrei
Cei mai mulți dintre evrei pleacă de pe la 1950, în sfârșit, în anii 50. Apoi germanii de prin anii 70, cumpărați pur și simplu. Pe la sfârșitul anilor 80, cu puțin înainte de căderea comunismului, un curent de emigrare puternic și în rândul maghiarilor, care se duc în altă țară comunistă, dar care arăta, Ungaria arăta sensibil mai bine decât România atunci. Și iată cum, după căderea comunismului, și sigur lucrurile nu se opresc, că n-au putut să oprească imediat la 1989, continuă. Mai pleacă germani, mai pleacă unguri. Și în felul ăsta România a devenit tot mai românească și a pierdut unele, cel puțin, dar cele mai numeroase dintre minorități. Dacă am avea acum pe cei 750.000 de germani din perioada interbelică și pe cei 750.000 de evrei, eu zic că n-ar fi rău nici pentru economia, nici pentru societatea nici românească. Nici eu nu cred că ar fi. Avem însă un președinte german. Vă place Klaus Iohannis? Ca istoric, ca român, ca intelectual? Îmi place ce s-a întâmplat. Nu vreau acum să... și nu pot să vin cu o judecată privitoare la acțiunea politică a președintelui. Nici nu v-am cerut o judecată, ci v-am cerut o preferință, tocmai ca să terminăm... Da, îmi place, într-un fel, ce îmi place este că s-a terminat cu veșnicul scandal, cu veșnicile certuri de proastă calitate, cum să spun, de la vârful puterii. E mai multă liniște, să vedem dacă va fi și să sperăm că va fi și mai multă eficiență și lucrurile vor lua un curs mai bun pentru România. Ce mi se pare însă semnificativ, lăsându-l la o parte pe președinte, e ce s-a întâmplat atunci la alegeri. Faptul că o majoritate de români până la urmă au dat votul în acest fel, ceea ce înseamnă, sper să însemne o ruptură cu ce a fost până acum. Deci poate s-a format în sfârșit, nu știu, vom vedea, dar poate că s-a alcătuit masa critică din tinerii care au studiat în străinătate, din românii care au călătorit și au văzut și altele și au putut să compare și să judece. Deci să facem din România o țară, fără să ne pierdem sufletul, dar să devenim mai occidental, cum să spun. Adică asta înseamnă să învățăm ce înseamnă o anumită ordine, o anumită disciplină, respectul regulilor. Comunismul ne-a izolat. Ne-a izolat de restul Europei. Nu puteai să construiești un sistem modern de civilizație numai cu tradiția românească, cu tradiția noastră rurală, eu știu, care e foarte frumoasă, foarte interesantă, dar nu faci o civilizație modernă cu asta. A trebuit să apelezi la modele. Și modelul firesc în epoca modernă a fost modelul occidental, n-a fost numai pentru noi. Alt model, până la urmă, nu există. Orice s-a întâmplat în comunism a fost izolarea României. Deci, noua elită, îi spun elită folosind un termen tehnic, vreau să o lau spunându-i elită. Dar noua elită pe care a creat-o comunismul a fost ruptă, cum să spun, nu totalmente, dar în bună măsură, de ceea ce înseamnă cultura europeană și vreau să spun cultura occidentală. Ceea ce caracterizează, din păcate, în rău România astăzi, e pe de o parte, știm și vedem prea bine, corupția de neînchipuit aproape, dar și neadecvarea la spiritul european sau insuficienta adecvare, spre deosebire de elita românească interbelică, care era încă destul de subțire, e la nivelul elitei occidentale în perioada interbelică și e sincronă, cum să spun, ca atitudine, ca mentalitate, ca mod de a gândi, ca valori. Oricine poate răsfoi anuarul Universității din București în anii 30, de pildă. Da. Bun, vezi niște nume, sunt numai nume și nume, sunt nume de dicționar, aproape toate. Ori ne-am desincronizat într-o măsură gravă. Și asta numesc eu într-un loc în cartea mea, sigur, jucându-mă puțin cu cuvintele, românizarea românilor, nu numai prin plecarea celorlalți, dar prin faptul că românii înșiși, românii etnici chiar, s-au rupt în bună măsură, s-au izolat de cultura occidentală. Aștept cu interes această nouă carte. Până atunci, cred că toți cei care au fost împreună cu noi în această dimineață la cafea au rămas oarecum seduși și de personalitatea Reginei Maria și că vor citi acest jurnal. Vă mulțumesc, domnule profesor. Aștept o proximă ocazie pentru a conversa mai departe despre lucruri pe care încă nu le-am spus. Vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc foarte mult.
am urmărit urechile mari. A fost puțin din cât, îți dai seama, din câte mii de pagini. Din a ieșit bine? Nu-mi dau seama. Da. M-am bulbuit acum cu desincronizarea. Nu, dar puteți să... Da, fiți fără grijă. Aia nu știu de ce nu mai reușeam să spun desincronizare. Și când anume? La Târg, la Mai, da. Da. Care un pic mai de... deci, eu am terminat-o asta cu Românizarea României, deci la Bucfest, da, ca și volumul 3. Acum lucrăm intens la volumul 3 al Reginei. N-am știut că va fi atât de repede volumul 3. Grozav. Da, păi trebuie aprofitat de Târg, sigur. Așa e. Da. Mulțumim din inimă. Vă rog să... Dar s-a servit cafea. Păi am stat de vorbă, m-am concentrat, haideți că...